Salut, sunt Sniper și azi vreau să vorbesc despre YouTube și despre făcutul banilor din acesta. Păi, am făcut zilele astea o promovare la un băiat care mi-a dat 10 euro. Bun. După care i-am făcut promovarea. Cineva în comentarii m-a întrebat dacă fac o promovare. I-am zis că costă 10 euro, după aceea a început. Am început să mă jignească că, vezi, doamne, sunt nesimțit deja, sunt jigodie, le cer bani pe 10 euro, alții fac pe gratis, vai, deja a venit apocalipsa. Deci, ăsta e prețul meu, frate, 10 euro e promovarea mea. Dacă alții fac pe gratis, n-au decât, dar ce treabă am eu? Nu te-am obligat să vii la mine să-mi... nu te-am obligat eu să vii la mine ca să-ți fac promovare. Deci trebuie să fii... retard să te apuci să îmi zici așa ceva. Și în a doilea rând, faza cu promovarea m-a enervat foarte mult. Eu zic că vorbea ciudat din ei pentru că... ei poate n-aveau aia 10 euro să-mi dea, să le fac promovare sau așa. Și cum dacă mi-au zis că alții fac pe gratis? Dar bun, frate, dar dacă fac pe gratis, de ce mama dracului te-ai dus la el sau la ei să-ți facă și ai venit să-mi comentezi mie că cer 10 euro pe promovare? Înseamnă că ești retard. Așa, și a doua chestie e că deja mi-au sărit țandăra. Deci, mulți spuneți că faci YouTube pentru bani. Bă, pe da, am cu din pasiune. Bun, hai să luăm altul. Când aveam calculatorul slab, nu știu ce, era, hai să zicem, o pasiune. Încercam să editez bine. În timp ce înveți, e o pasiune. După aceea, se trezesc deștepții. E normal, după ce înveți cum să faci și ce să faci, vrei să câștigi bani. De exemplu, am ajuns la... cineva pe canal, nu mai știu canalul din greșeală, am ajuns. Tipul a făcut un video special. El nu vrea să facă bani din YouTube. Nu. El face YouTube din plăcere. El avea parteneria cu Fullscreen. El făcea YouTube din plăcere. Erau niște întrebări. Deci atunci nici ai parteneria. După aceea n-am mai văzut răspunsuri, dar e logic pentru ce are parteneria. Trebuie să fie. Ca să faci pe YouTube și să nu faci pentru bani. Era să zic ceva urât, dar să nu faci YouTube pentru bani, deci n-are rost atunci să faci, pentru că îți pierzi o anumită perioadă. De exemplu, eu pierd cam, să zicem, o oră, o oră jumate pentru un video, care în ora aia pot să mă duc să mă joc ceva, să ies afară. O să fac prima de chestii, mă duc la un film, dar fac, pentru că devine ca un job la un moment dat. Și vorbind de asta, de ca și un exemplu pot da, ca și actorii de film, ce, fac asta din plăcere? Când mergi la un actor și spui, bă, vezi că azi nu ești plătit, faci asta din plăcere, că doar știu că-ți place. Deci nu, nu. Și la fel e și cu fanii. Îți place ce fac? Bine, te abonezi, nu-ți place? Pleci, ce vii și îmi comentezi că a retardat aici? Trebuie să fii bătut cu critica. Și în a doua fază... cam atât. Asta era ce mă deranjat cu tine. Asta cu... faci YouTube din plăcere. Nu, nimeni nu face YouTube din plăcere. Astea pot fi asigur. Dacă o să vii să-mi spui că, bă, uite, persoana respectivă face YouTube din plăcere. Dacă nu are parteneria, sigur face în alt mod bani. Deci pot să vă asigur, oricine vrea să facă bani. Mi-a lăsat unul un coment. Bă, păi românii s-au obsedat de bani. Păi bă, frate, dar nu te duci la un magazin. Hai să zicem, trebuie ceva mare. Calculator foarte. Mergi la magazinul respectiv și spui, bă, dă-mi-l pe gratis că... uite că eu nu știu bani. Na, deci asta e un exemplu foarte bun. Mere acolo ce îi zici? Că bă, eu nu câștig bani, bă, eu vreau pe gratis.
Eu nu sunt rom. Sunt retardat. Cam asta e. Lor le trebuie YouTube să facă plăcere. Și clar, nimeni nu face, nimeni nu o să vezi să vină la tine să zică că băi, eu fac YouTube din plăcere. Cam asta e. Și... bam!